10 терабайт для фотографий. Контează мулт идея. Хай се витам întrebarea asta. Для меня свадьба это говно. Хай я сенчер просто с балабулеск. Я сон Драгош, кожакар, секси фотограф. Канун шас идея. Salut! Eu sunt Dragoș Cojocaru. Am împrumutat un aparat foarte neperformant de la un prieten și am fotografiat cerul și acolo în aparatul ăla se putea de schimbat culorile din albastru în roz, în galben și mi-a părut asta foarte cool. Da, este foarte posibil, asta e cazul meu, fiindcă eu când am început, eu nu aveam un din cele mai performante tehnici, scoteam maximum ce puteam din aparatul care îl aveam. Poți să faci un cadru genial și cu un iPhone. De obicei sunt oameni care sunt tehnicieni, ei iubesc să discute despre tehnică, dar de fapt în lumea artei, în lumea artei vizuale, eu sunt de părere că nu contează tehnica, deci trăim într-o perioadă când într-adevăr poți să faci poze pe orice gen de tehnică. Contează mult ideea care o ai în cap. Hai să evităm întrebarea asta. Eu am fost gen că am uitat cardul la ține de mine, mă uit la ceea ce fac ca la o profesie, mă termin foarte serios. Direcția mea în fotografie este fotografia de portret. Foarte des fotografiez femei frumoase, dar cumva scopul meu este să fac lumea mai fericită cu niște poze bune decât altcineva care posibil are interes să dezbrace o fată sau nu știu mai ce interes au ei. Mitul ăsta nu e despre mine. Părșivă răspuns. Deci, așa oameni sunt care aleg calea să facă fotografii pentru a, posibil, a dezgoli cât mai multe fete. Asta e situația. Nu aș fotografia la mormântare. Asta se întâmplă în cazul meu foarte des, fiindcă eu am început să fac fotografie nu pentru bani. Eu încerc să combin și să găsesc în mine un echilibru și să pun în primul rând prioritate pe fotografie, dar fotografia nu este cumva motivată de a face-o atunci când tu te gândești la bani. Cumva asta e o satisfacție interioară de a face fotografie și chestia cu banii nu are nimic. Da, m-am îndrăgostit. Cum să pozezi în fața camerei ca să pari mai slabă. În cazul ăsta, eu cred că trebuie să mergi la sală și să te aduci într-o formă bună și atunci tu o să arăți bine în poze. Când astăzi faci poze și întrebarea, când vor fi pozele? Canon. Să uiți flashcard-ul. Pentru mine este Nick Knight, Steven Meisel, Iulia Gorbacenko. Foarte bun. Vadim Putregai, Maria Ci și Dragoș Cojocaru. Foarte rar. Ei înțeleg că eu sunt foarte ocupat. Chiar mi-e rușine, poate nu fac prea des poze celor apropiați. Eu fotografiez pe Canon 6D. Foarte des folosesc 35mm, 85 și 50mm. Eu cred că merge vorba de 1000-1500 de euro lunar. Mereu cumva se întoarce înapoi ceea ce a fost cândva la modă și noi încercăm să repetăm, da? Oricum, eu sunt de părere că trebuie să fim individuali și să ne inspirăm din ceea ce a fost și ceea ce este la moment. Dar individualitatea constă în ceea ce simți tu înăuntru, esteticul tău care s-a format. Pot să spun că eu am peste 10 terabyte de fotografii. Asta sunt mii de fotosesii. Eu făceam poze pentru mine, cream un portofoliu și într-o bună zi am primit un e-mail de la un om de afaceri din Rusia. Mi-a scris o scrisoare întreagă, cât de tare îi plac pozele mele și așa mai departe. Și deci lui a plăcut o poză care eu am făcut-o în anii de studențime, un siluet a unei colegi de mele pe fonul unui vitraj. Deci omul ăsta avea o companie care producea ferestre și se chema Vitraje. Și el mi-a expediat prin Western Union $150 pentru poza asta, pentru a pune la el în birou. Cumva, pentru mine asta a fost foarte motivațional și era wow. Eu nu m-am gândit că cu fotografia pot să câștigi. Cumva, el pe mine m-a motivat să merg înainte și să mă dezvolt. În primul rând, să adun în ei cât mai multe informații ce ține de frumos, de estetic, de direcția în care ei vor să meargă și să absorbe cât mai mult de la cei mai buni, să se inspire și să iubească ceea ce fac, în primul rând.